Ministrul de Interne, Danica, susține că nu știe motivele pentru care presupușii autori ai furtului mașinii lui Gigi Becali au fost percheziționați. Tocmai astăzi, Nica a fost întrebat de jurnaliști la finalul ședinței coaliției de ce descinderile procurorilor în casele suspecților vin la patru luni după furt și la trei săptămâni după arestul lui Gigi Becali. Ministrul de Interne s-a disculpat imediat aruncând pisica în curtea parchetului. Danica a declarat că nu știe de ce parchetul a dispus descinderile la anumite date și nu vin imediat după incident. Totodată, șeful MAI a disculpat și procurorii, susținând despre aceștia că dovezile sunt luate în funcție de anchetă și că știu foarte bine ce fac. Cei trei suspecți în dosarul furtului de mașina lui Gigi Becali au fost reținuți. Polițiștii au descins astăzi la casele acestora din Chitila, încă de la ora 6. Este vorba despre Constantin Stan, Ștefan Mărgean și Tinel Nicolae. Cei trei au furat un Mercedes S500 care îi aparținea lui Gigi Becali.